Așa cum știți, privim în capitolele de început ale cărții Faptele Apostolilor ca să surprindem momentul când vine Duhul Sfânt și ce se întâmplă cu această ocazie. La 50 de zile după învierea lui Isus, o sumedenie de închinători preponderent evrei din toate colțurile Imperiului Roman se strânseseră la Ierusalim să celebreze ziua Cincizecimii. Erau oameni din multe grupuri etnice și naționalități, se vorbeau deci zeci de limbi, pe care ucenicii galileeni ai lui Isus nu le cunoșteau și nu le vorbeau. Dar când Duhul Sfânt s-a pogorât și a umplut, ei au început să-L slăvească pe Dumnezeu pentru lucrările Lui mărețe, astfel încât toți cei prezenți îi înțelegeau ca și cum le-ar fi vorbit în limba lor. Toți erau uimiți, dar unii își băteau joc, oamenii ăștia s-au îmbătat. Majoritatea și-au dat seama însă că era Dumnezeu Cel care lucra. Nimeni nu putuse zări Duhul Sfânt, dar El își făcuse simțită prezența prin ceea ce oamenii aceia tocmai văzuseră și auziseră. Și chiar era un spectacol. Sunetul din ceruri, ca al unui vânt puternic, umpluse casa în care se aflau ucenicii și limbi ca de foc se așezaseră pe fiecare. Aceste lucruri s-au întâmplat după cum spusese însuși Domnul, în Faptele capitolul 1, versetele 4 și 5. Când Duhul Sfânt a venit în acea zi, Dumnezeu era la lucru și în control, hotărând să dea Duhul Său fiecăruia care credea în Iisus Hristos, ca să locuiască în ei. În felul acesta, fiecare credincios devenea parte a trupului viu, biserica, prin botezul Duhului. Dacă există astăzi biserica, este pentru că Duhul Sfânt a venit. El se lășluiește în credincioși, îi umple cu puterea și rodurile Lui, binecuvântându-i în vederea slujirii. Duhul este încă în lume acum, convingându-i pe oameni, limitând puterea și întinderea răului. Nu trebuie să-L căutăm. Duhul Sfânt locuiește în cei care îl cunosc și îl recunosc pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Cea mai mare nevoie pe care o putem avea astăzi este nevoia de puterea Duhului Sfânt. Cu ocazia acestui eveniment vibrant din Faptele capitolul 2, tot Petru s-a ridicat în picioare în mijlocul mulțimii și a început să le vorbească, prezentându-L pe Iisus. Nu vă amintiți ce minuni, semne și lucrări puternice a făcut în mijlocul nostru? Le-a spus el. Și apoi, curajos și clar, Petru i-a confruntat pe cei ce fuseseră implicați în mod direct în complotul care avusese ca scop crucificarea Mântuitorului. Pe El, pe care Dumnezeu îl făcuse Domn și Mesia, le-a strigat Petru, l-ați răstignit pe cruce, dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții. Am citat din capitolul 2, versetele 23 și 24. Primul mesaj creștin predicat vreodată în epoca bisericii a fost mesajul simplu și profund al învierii lui Iisus Hristos, care i-a convins și a străpuns în inimă pe mulți dintre oamenii adunați acolo. Acești închinători aveau cuvântul lui Dumnezeu, cunoșteau profețiile, erau formal adepți unei religii ce l-avea pe Dumnezeu în centru, dar se abătuseră de la Dumnezeu. De aceea Petru le spune să se pocăiască, adică să se întoarcă de pe căile lor rele și să o apuce pe calea lui Dumnezeu. Vreo 3.000 de suflete s-au întors la Dumnezeu prin credință și pocăință, devenind credincioși născuți din nou. Așa s-a semnat actul de naștere al bisericii.